Este fan declarat al Andrei, al Rianei și al meu, încă nu al meu, că nu cânt, și este printre cele mai tinere cântărețe din România. Eu vreau să spun doar atât, mie de Riana îmi place foarte mult cum cântă, dar nu-mi place cum arată. În schimb, invitata din această seară este incredibil de frumoasă, așa că nu înțeleg de ce îi place Riana. Ar trebui Rianei să-i placă de ea. Și pot să vă mai zic că după ce a jucat 6 luni tenis, a descoperit că de fapt vrea să devină artistă. Eu am jucat 4 ani tenis și mi-am dat seama că n-am cum să devin cântăreț. Bia este invitata noastră, da, în această seară. Bine ai venit! Bună seara! Ai 13 anișori și noi 14. Nu, eu am 18, fii și tu corect, adică nu. Bine, eu am 16, mereu am fost mai tânăr decât ea, după cum se vede. Zi-ne, la 13 ani în industria asta muzicală nu e greu? Nu? Ia uite ce atitudine, bravo! Gata, îmi place din start de tine, pe lângă faptul că ești foarte frumoasă. Mulțumesc. Cum a fost intrarea asta pe piața muzicală din România? Păi, am avut și sprijinul Cat Music și le mulțumesc foarte mult și Ha Production, mai ales Șerban Cazan și al mamei mele, normal. Și a fost ușor, a fost ușor când am avut atâția oameni să mă sprijine. Și mai ales că ești foarte încrezătoare în tine, ceea ce observ că e o personalitate puternică și te felicit pentru asta. Mulțumesc. Așa că sunt convinsă că vei face față cu brio. Ce îți place cel mai mult la Riana și la Andra? La Andra cum cântă normal, nu o să mai fie nimeni ca Andra niciodată. Și la Riana atitudinea foarte mult. Face spectacol foarte mare. Așa este. Care e legătura între tenis și muzica? Nu are nicio legătură. Nu are nicio legătură. Că nu m-am prins, a jucat 6 luni tenis, după aceea și seama că vrei să devii cântăreață. Eu cam aveam zile bune, zile proaste, mai mult zile proaste, dar nu așa contează. Și mi-a întrebat, mamă, dar tu până la urmă ce vrei să faci? Îți place tenisul? Și am spus, mamă, normal că îmi place, că n-ai cum să nu-ți placă tenisul. Dar eu vreau să cânt, ai înțeles că eu vreau să cânt? Și mi-a zis, bine, mamă, gata, le pune stop la tenis și mergi să cânti. Auză, de ce ai zis că aveai mai multe zile proaste, la ce te referi? Nu eram foarte talentată, nu aveam treabă. Adică ai simțit, mergea așa doar ca să mergi de ochii. Îmi plăcea, da, dar nu eram talentată. Da. Auzi, de Simona Halep ce zici? O felicit. Te-ai ofticat ieri? Normal, normal. Dar ți-a plăcea să fii acolo cumva aproape de ea sau în locul ei? Nu te tentează nicicum? Ba da, aș fi vrut, dar nu eram bună, nu. Nu ar fi mers. Și când ai început să cânti prima oară, unde ți-ai dat seama că poți face asta? Păi cântam prin casă cu o melodie de Andrei, am început. Ce melodie? Colț de suflet. Pe asta nu cred că știu. Cu Adi Chistescu, parcă? Da. Și am pus pe tata să mă asculte și mi-a spus că cânt bine, că așa, și am început să merg la cânt. Dar un pic din colțul ăla de suflet ne zici și nu acum două versuri? Dacă mi-aduc aminte. Sau altceva, nu știu, ce vrei tu. Sau Riana, sau ce te inspiră pe tine, nu știu. Ce melodie să vă pun, că nu știu. Mai zi una de Andrei, că nici eu nu le mai știu pe toate. Ceva cu aia, era cu Meteo, cu nu? Ca la Meteo. Păi cum era? Era cu ața ceva, dar da, o știu, dar nu știu exact cum. Între lasă noi e furtună iar. Te aștept ca un uragan, ne simțim ca la Meteo, o fi soare, dar nu îl văd eu. Foarte frumos. Mulțumesc. Poate da, răgăs, uite, da. Mi-am amintit. Și în seara asta ce ne cânti? De la tine, din repertoriu? Cheo. Așa se numește melodia. Și zi-ne puțin de piesă. Este vorba despre două prietene care se ceartă și una dintre ele, adică eu, îi spun că nu o să mai aibă cum să mă trezesc niciodată pentru că nu o să mai am încrederea pe care am avut-o în ea. Da, am înțeles. Adică knockout, da? Adică tu ai făcut-o knockout, eu. Gata. Bravo. Foarte bine. Get each other feeling low, all around till we fade to black. Ripping all you watch your soul, oh, what's the papa, what you've done? Ex-friend, you're full, I see your smoking gun. Now you are never gonna, never gonna, never gonna, never gonna knock me out again. And I ain't never gonna, never gonna, never gonna, never gonna hear you count to ten. Thank you.
Ești foarte talentată, sincer îți spun. Mulțumim tare mult. Și sunt convinsă că așa casă de producții nu te-ar fi luat dacă nu ai fi fost bună. Felicitări! Tu ești venit la Betty Salam, nu? Da. Te vorbiți de muzică? Da, normal. Cu ce te ajută? Cu haine, cu machiaj, cu tot, cu frumos. Tot. Bravo. Foarte frumos. Eu îți văd un viitor strălucit, să știi. Mulțumesc. Și să dea Domnul să-l ai, pentru că îl meriți. Mulțumesc. Mulțumim tare mult, Bia.